Arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanu
ce și-a înclinat viața episcopiei Romanului, unde a slujit neîntrerupt vreme de aproape 50 de ani. Rămânând în amintirea urmașilor, ca un păstor cumpătat, un model de arhiereu ce a minat dreptatea cu bunătatea, întotdeauna cu părintească dragoste. Pe 9 februarie 1950 s-a stins din viață din mormântat fericința centrului capitulat de la Roma, alături de episcopul ce ar putea. Iar pe piatra funerară s-a scris sugestiv: aici odihnește priostul arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanu. Toate preocupările vieții bisericii în acel timp se regăsesc constant în activitatea sa, pătrunse de limbajul faptelor, fără a neglija interesele naționale, fiind susținător al idealelor românilor în timpul celor două războaie mondiale. Între arhiereitica ce au portat această titulatură Băcăoanu, Ilarion Mircea este cel de-al 8-lea iar. Un diacon său pe nume Ierminul Arhiereu, care de-a devenit și protocol de roman, îl descria astfel, citez: erau slujitori impunători. Avea o statură înaltă și era un om cu o inimă care se remarca la orice adunare. Dar pe cât era de impunător, arhiereu Ilarion era un uriaș cu suflet de copil. L-am văzut de multe ori plângând în multe momente grele, era foarte sensibil și blând cu toată lumea. Am tăiat ceva. Începând cu anul 2005, cu recomandarea noastră a Sfântului Părinte Arhiepiscop Ioachim, la centrul eparhial de la Roma, precum și la parohia vecinoasă, s-au desfășurat diverse activități culturale și spirituale dedicate memoriei vremurilor arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanu. În cei 27 de ani de slujire arhiereu, a avut o activitate intensă în slujba bisericii, dar mai ales a oamenilor. Dintre evenimentele deosebite la care a luat parte, amintim ceremoniile religioase desfășurate la Mărășești, în cinsta eroilor noștri. El a participat la marcarea locului de ridicare a mausoleului de la Mărășești. La sfințirea locului, când s-a așezat piatra de temelie a construcției, la sfințirea criptelor ostașilor, prezența reginei Marie. Pentru că pe datele 18 septembrie 1938 să participe alături de episcopul Lucian al Romanului la sfințirea și inaugurarea mausoleului în prezența regelui Carol al II-lea și al Principiului Mihai. În timpul vieții, arhiereul Ilarion a tipărit și două lucrări alături de câteva zeci de articole teologice în revista Cronica Romanului, dar și în revistele centrale bisericești. A ținut mult la setenitului și adevărat lucrări frumoase și adevărat lucrările frumoase biserici parochiale Sfântul Nicolae pe care ne aflăm astăzi. Lucrări susținute de dânsul cu multă dăruire din principalul titor al bisericii. În anul 2015, am închinat de către Sfântul Sinod Marelor Păstori de Suflete din Patriarhia Română, pe data de 8 februarie, a avut loc prezența în altă Sfântului Părinte Arhiepiscop Ioachim, resfințirea așezământului social la antropii Sfinții Împărați Constantin și Elena. Tot atunci a fost inaugurat și sfințit Muzeul Parohial de la Ilarion Mircea Băcăoanu, ce adăpostește icoane și obiecte bisericești ce au aparținut parohiei vecinoase de a lungul timpului. Preocupările sale au fost cele ale bisericii. Pătrunse de limbajul faptelor, având conștiința că liturghia trebuie să se prelungească prin faptele credințe, pe cum El însuși mărturisea. Mai presus de toate, m-am silit ca prin virta adiții mele să împun pe care Evangheliei poporul și pe cei în jocul cărora
eu am trăit. Veșnică să fie pomenirea Lui din neam pe neam. Am încercat, dragii mei, să preamens puțin portretul vrednicului Arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanu. După părerea mea și cred și a dumneavoastră, este cea mai importantă personalitate pe care satul și comuna Lucinasa a dat-o poporului român. Rădăjduim ca Bunul Dumnezeu să ridice din rândurile noastre și alți oameni vrednici pe care se putem pomeni în biserică, se putem pomeni de fiecare dată, acolo unde sunt, nu numai la Sfânta Biserică, atunci când se împlinește mai ultimă de an de la apucarea lor la cele veșnice. Arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanu este și ar trebui să reprezinte pentru noi un model de slujire. Pentru noi, preoții Bisericii, pentru noi, ienoriașii parohiei Ruginoase. Și suntem vrednici și ne mândrim că avem un astfel de înaintaș. Anul trecut s-au numit 71 de ani de la mutarea sa la cele veșnice. Și cu această ocazie am ridicat în curtea Bisericii, să spunem, un mausoleu și un monument în cinstea Arhiereului Ilarion. Acest monument poate trebuie ridicat mai demult. Dar atunci i-a fost să fie ridicat, pentru că mi-am dorit tare mult să ridic acest monument. Și îi mulțumesc cu această ocazie domnului primar că ne-a ajutat la ridicarea acestui monument și îi mulțumesc că deși anul acesta este alături de noi la această sfântă pomenire. În fiecare an, în preajma zilei de 9 februarie, am făcut pomenirea fiului satului Ilarion Mircea și aici la biserică, dar și la centru eparhial de la Roma. Și anul acesta, miercuri, chiar în ziua mântării la cele veșnice pe 9 februarie, vom fi prezenți în Catedrala Arhiepiscopală de la Roma, unde sperăm în prezența la Preasfântului Părinte Ioachim, în prezența consilierilor, preoților, consilieri și inspectori, preoților pe pop, dar și în prezența fiilor satului Ruginoasa. Fie că vorbim de preoțul de la Biserica Ruginoasa, de autoritățile locale, de cei care slujesc de departament școala gimnazială de Nicolae Apostol, profesori, tași, învățători, dar și elevi. Să fim prezenți în această zi pentru a apuca de rândul așa cum se cuvine. Și, cum bine știm, dimineață ne vom întâlni în cadrul Sfintele Liturghii, unde vom pomeni, după care, la final, ne vom deplasa și vom merge la mormântul Arhiereu Ilarion, care se află în curtea centrului eparhial de la Roma. Mulțumim Dumnezeu că ne-am fericit și anul acesta să ajungem la acest ceas de comemorare, de amintire și de pomenire a Arhiereului Ilarion. Nădăjduim în mila și dragostea lui Dumnezeu, ca și în anii care vor urma, să fim vrednici pentru a putea sluji ca acest vrednic erar a Bisericii Ortodoxe Române și pe acest vrednic fiu al satului Ruginoasa. Vă mulțumesc celor care ați venit astăzi la Sfânta Biserică. Vă doresc să aveți o zi, o duminică liniștită. O duminică binecuvântată, cu sănătate, cu bucurie, sport și ajutor pentru toate lucrurile bune. Și binecuvântată cu Dumnezeu să ne însoțească mâna pe toți. În toate zile vieții noastre, cu oameni, și cu aspectele de oameni, cât de oameni acum și bucurea și în vecii vecilor. Amin. Cuprinde Dumnezeu, cuprinde-o.
pentru rugăciune preacurată în mai, cu soldatul ale Sfinților Bucurie și Varsanufie și Lăbrăviei Atunului și noi astăzi, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, a Pântrufiei astăzi, ale Sfântului Ierarhi Nicolae, patronul și cultul acestui Sfânt locaș a parohiei acesteia, ale Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, a toți Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. De Sfinturi noștri, Doamne Iisus, Sfântul, Binecuvântat este Dumnezeul nostru, de-auna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Duhul din nedreptilor, cerul și s-au săvârșit într-o bună credință. Odihnește, Doamne, și sufletele adormiților omilor, într-o viață cea fericită, care este la Tine, Iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată, Maică Fecioară, ceea ce ai născut spre Dumnezeu mai presus de tine, pe acela roagă-L să odihnească și să miluiască și sufletele adormiților robilor tăi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, cu mare mila ta, rugăm-ne, ți-auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului Dumnezeu, Arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanul, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru casele sfântelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeul nostru să așeze sufletul lui de drept și se odihnesc mila lui Dumnezeu în părăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care călcat moartea și pe diavole surpașe de lui viața lumii tale, însuși, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanul, care se face astăzi slujbă de pomenire. În loc luminat, în loc de fericire și în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală a săvârșit el prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-l pe dânsul. Că nu este om viu ca să nu greșească mai tu singur și fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul.
că Tu ești învierea și viața și odihna a dormitului robului Tău, Arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanu, mutat de la noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început, al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău. Omenuiește durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără îndesfârșit. Într-o fericită adormire, veșnic odihnă de Doamne, sufletul adormitului robului Tău, Arhiereu Ilarion Mircea Băcăoanul, și fă-i, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Și fă-i, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire.